Fiindcă uitați-vă pe lista unor partide, la lista de consilieri. Și o să vedeți în lista de consilieri cei care se ocupă de gherete, cei care se ocupă de transport public, cei care se ocupă de construcții și beneficiază de anumite decizii a Consiliului Municipal să regăsesc în aceste liste. Dar de ce să regăsesc? Fiindcă liderii de partide au strâns sume frumoase de bani. Fiecare din acești care se regăsesc în listă, oameni de afaceri, au plătit peste 1,5 milioane de lei ca să fie în listă. Dumneavoastră credeți că el, când o să vină consilier, nu o să-și restituie dublu sau triplu aceste sume?